Un al doilea video pe care vreau să-l fac aici în mediul meu, ăsta cred că e mediul meu, pentru că vreau să spun ceva de mult, sunt, deși n-ar trebui, plin de nervi, pentru că văd că nu înțelege absolut nimeni un lucru. Tot vorbim despre politicieni, vorbim bine până la un punct. Adică ascultam pe cineva care vorbea foarte bine despre crize, despre tot felul de lucruri pe care le cunoaștem, cei care ne-am trezit. Și ajunge la politicieni. N-am să-i spun numele, că nu vreau să-l critic, dar vreau să spun că toți au același discurs. Vorbesc bine până într-un punct, până vorbesc de politicieni. Și politicienii, știți că noi îi alegem, că poporul îi alege, nu? Și ei nu mai sunt de atins în momentul în care sunt aleși. Adică degeaba vorbești la telefon că nu răspund, degeaba faci apeluri, degeaba te folosești de toate pârghiile legale că ei nu-ți răspund. Și atunci? Atunci cum este poporul stăpân? În condițiile în care noi alegem ceea ce de fapt este ales din străinătate. Nu voi alegeți. Vouă vi se propune să alegeți dintre criminalii lor. Ei sunt niște criminali, cu toții. Și atunci, singura soluție este nu boicotul, nu ieșirea în stradă. Nu să te superi pe ei și să le faci așa. Să vă fie rușine că nu faceți ce cere poporul. Păi poporul, noi, adică, nu știe un lucru. Nimeni nu știe un lucru și aș vrea să se știe foarte bine lucrul ăsta. Nu este vorba de politicieni aici. Este vorba despre sistem. Nu se va putea schimba nimic în țară și în lume dacă nu se va schimba sistemul. Pentru că sistemul îi favorizează pe ei. Ei sunt cei care beneficiază. Și când spun ei, nu mă refer la tine și la mine și la cei care nu avem bani. Este vorba despre niște oameni care pot fi politic șantajați, sunt șantajabili, ei merg în capcane ca să fie șantajabili și apoi să fie aleși, pasămite, care, adică, dați-mi voie să fac lucrurile și mai clare. Ești în lagărul de concentrare, da? Și spune cineva, vreau să votați, aveți dreptul democratic, chiar dacă sunteți într-un lagăr de concentrare și veți muri cu toții. Dar vreau să fie clar că există democrație chiar și aici și voi veți vota între gardianul 1, 2, 3 și 4. Cine să fie șeful vostru? Și voi faceți asta, adică noi facem asta de atâta și atâta timp. Eu vreau să vă spun un lucru. Nu voi mai face asta de aici înainte. Poporul trebuie să se organizeze, poporul trebuie să nu să ceară un referendum. Nici nu vreau să spun ce trebuie să facă. Dar în niciun caz nu mai există întors cu hai la vot, hai la vot. Hai să totuși să ne întoarcem la vot, să mai votăm o dată. Poate cine știe, o să fie cineva mai bine. Oricine va fi votat, se va comporta la fel. Mai ales că vor scăpa, chiar dacă iese cineva acum, cei care ies acum în față și se opun sistemului, sunt de fapt tot ai lor. Și după ce-i votați și vor ajunge sus, tot asta vor face. Până când vă veți sătura. Uitați-vă de când a venit Iliescu la putere, cu FSN-ul lui, cu tot. Totul se schimbă ciclic. Adică vine unul rău, pe care tu îl crezi foarte bun, că nu mai... Deci hai să luăm pe Iliescu, da? Iliescu a venit în locul lui Ceaușescu și toată lumea a zis, tătucul nostru, ce deștept el și ce frumos vorbește el, așa, altfel, un pic altfel decât Ceaușescu. Și ce bine este să-l votăm noi 96% dintre români. Cred că pe acolo a fost procentul. Și după aia, el primește ordine de afară, adică tătucul, și el face, bineînțeles, ceea ce îi se spune, nu ce vrea el. Sau el vrea ceea ce îi se spune. Se poate și așa. Și apoi vine altcineva. Adică în momentul în care
tu ești votat, tu ești votat de om bun, că de-aia te votează, că tu vei fi schimbarea de care are nevoie România. Știți ce se zice, nu? Schimbarea de care are nevoie România. Și apoi tu, făcând jocul celorlalți, devii urât de toată lumea. Și între timp vine cineva care este pregătit tot de ei ca să strige la tine și să te demaște, între ghilimele. E demascat omul. Și îl votați pe celălalt. Și el, 4 ani, face exact ce îi se spune de dincolo și devine el la rândul lui urât. Dar între timp, Oculta a pregătit un alt om pentru România și așa mai departe. Și partidele sunt la fel, la fel fac. Se naște mereu un partid care vorbește altfel decât cel dinaintea lui. Și ce se întâmplă? Îl votați. Dar partidul ăla va face exact jocul extern al globaliștilor. De asta nu avem niciodată un partid cu care să fim de acord și care să facă schimbările necesare. Pentru că toate partidele și toți președinții care vin în România, toate guvernele care sunt alese în România, sunt alese ca să facă jocul globaliștilor. Și ele pot să facă lucrul ăsta pentru că noi suntem jos și avem mâinile legate. Adică noi nu putem face nimic din cauza sistemului. Băgați-vă, vă rog, foarte bine în cap chestia asta. Până nu se schimbă sistemul, ca să poată fi traș la răspundere, până nu va fi ceva făcut ca să poată fi aleși cuantificabil, până nu poți să-i dai jos într-o clipă pe toți, pentru că nu fac ceea ce trebuie, nu se va schimba nimic. Nu știu, că nu mă pricep, nu am cunoștințe juridice, nu am cunoștințe politice, nu știu ce anume trebuie schimbat în sistemul ăsta. Cei dintre voi care știți cum ar trebui făcut un sistem pentru ca nimeni să nu mai stea acolo sus și să ne facă așa și noi să nu putem face nimic și singurul nostru drept să fie să alegem între gardianul 1, 2, 3 și 4, până cineva nu va face lucrurile astea, nu se va schimba nimic. Nici în țară, nici în străinătate. Peste tot sistemele sunt făcute ca să îi ajute pe cei cu bani. Iar ei s-au vorbit între ei. Uitați-vă la televiziuni, spun asta până o pricepe cât mai mult de populație. Vă uitați la televizoare, știți că ați mințit poporul cu televizorul, fraza asta, și totuși aveți încredere în ei. Televiziunile, radiourile mari, nu sunt ale poporului, nu sunt ale unor oameni cu intenții bune. Sunt ale unor milionari și miliardari și sunt trusturi de televiziune. Voi nici nu știți, dar... Adică nu știu nici eu, dar dacă căutați să vedeți cine sunt într-adevăr proprietarii acestor televiziuni, veți vedea că sunt concentrate toate în mâna câtorva oameni. Nu putem avea încredere nici în ei. Mass media, de fapt, este adevărata câștigătoare în pandemia care chinuie poporul ăsta și chinuie întreaga omenire de peste un an și jumătate. Nu voi sublinia niciodată suficient de mult că sistemul trebuie schimbat. Trebuie găsită o soluție pentru schimbarea sistemului. Și asta mă tem că nu se poate face decât când tot poporul va face o revoluție. Nu se poate schimba nimic decât prin revoluție. Din moment ce vine Orban și zice nu mai respectați hotărârile Constituției, celor care păzesc Constituția. Adică legea cea mai înaltă din stat, vine primul ministru și zice nu, nu mai respectați voi Curtea Constituțională și ceea ce spune ea. Și nu e arestat în secunda 2. Statul ăsta este un stat dictatorial, este un stat care face ce vrea, râde de noi și noi ne uităm la acești aceste personaje jalnice și le considerăm în continuare îndrituite să își bată joc de noi. Păi dacă i-am ales, pot să-și bată joc de noi și de Constituție și de tot. Cam așa e regula. Regula, sistemul așa cum este el conceput, le permite unor criminali să rămână oameni cinstiți chiar dacă fac crime sub ochii noștri. Și nimeni nu-i poate trage la răspundere pentru că așa e sistemul. Sistemul este un,
o mulțime de angrenaje politice, economice, de toate naturile, încât nimeni nu poate face nimic. Și chiar dacă spune, domnule, trebuie făcut ceva, trebuie să ai pe cale legală. Care e calea legală? Calea legală este tot în mâna lor și e tot un sistem făcut de ei ca să susțină politicul. Nu se poate face nimic decât prin distrugerea completă a sistemului și refacerea lui de la zero, pentru ca poporul cu adevărat să aibă puterea. Asta a fost ceea ce am vrut să vă spun și sper să deveniți și voi la fel ca mine nauseated, îngrețoșați de cei care de acum înainte, sau nu de ei, ci de ceea ce spun când spun cu tare sau cu tare politician ar trebui certat, sau partidul cu tare este nu știu cum și ar trebui să ieșim în stradă. Ești în stradă ca să ce? Îi votezi ca să ce? Votezi între gardianul 1, 2, 3, 4? Asta crezi că trebuie să faci? Asta crezi că a făcut asta de 30 de ani încoace ceva? De când, de la căderea lui Ceaușescu, am putut schimba ceva votând? Nu s-a putut schimba nimic. Dimpotrivă, lucrurile au fost tot mai rele, pentru că agenda celor care conduc globul este aceeași în toate țările. Agenda lor cu România este să o distrugă, să o distrugă economic. De aceea, oricine va veni la putere va avea exact aceeași agendă de înfăptuit. Vă salut, dragilor! Am să-mi iau porția de mare ca să mă mai și liniștesc, dar vă rog să țineți minte, nu oamenii, ci sistemul trebuie schimbat.